Vă salut, eu sunt Andrei și astăzi filmăm un vlog diferit, pentru că nu știu dacă știți, unii știți, unii nu știți, Mircea Bravo, prietenul meu, face film de la serios, cu filmare, cu echipă, cu chestii super, super complexe și samuraiul meu o să apară în film, deci o să devină vedetă de film. Dai seama, primul samurai din România, cred că, care apare într-un film, îți mândru de chestia asta, apar și eu, dar asta nu contează, am și semnat aici că sunt de acord să apară în film. Și acolo sunt oameni, uitați-vă în stânga, care se pregătesc, care se îmbracă, o să primești și un costum de la de vânător și o să mergem și în cealaltă parte, că aici e numai zona de pregătiri, zona de cafeluțe, zona de stat, de fumat o țigară și în cealaltă parte e zona de filmat adevărat, unde cred că să facem liniște și chestii de genul, dar nu mai stăm, mergem să ne luăm costumația. Așa m-am echipat cu niște haine de vânător, că așa e. Și uite ce avem în stânga, avem și un hammer de vânătoare pe care trebuie să-l vedem imediat, dar acum îl vedem pe Mircea, care îi se pregătește machiajul. Mircea, salut, scuze că te deranjez. Ești certat. Ești pregătit? Să ce? Să filmezi, nu știu, arăți bine azi. Mulțumesc mult. Da, păi, da, ziua, cât e ziua? A 15-a, nu? Ziua a 15 de filmări. Și încă arată bine. Azi filmez 12 ore și am o singură replică, dai seama. Băi, restul numai din față. Nu las că mergea bun la chestiile astea, nu-l mai trebuie acum că să-și pregătească fața. Trebuie să mai târziu. Asta că Ștefi cu treburile astea de obicei, cu machiaj, cu cremă pe față, cu de astea. Cred că în interior îi plânge acum, că zice, nu, vreau să mă machieze și pe mine. Uite aici, deci ne chinuim să urcăm și avem și un duster și un șofer, e domnul regizor care conduce. Și da, nu e ușor, că e foarte umed pe jos, dar samuraiul și hammerul chiar își fac treaba bine. Trebuie să ne uităm un pic la hammerul ăsta, că e chiar interesant. Dai seama, poate a fost până Afganistan, pe de-alea, așa cum apare în film. Așa da. Mi-am și urcat în Humvee. Gata? Gata, mamă, ce distanță e între mine și șeful. Aici ai living. Living pur și simplu. Uite-te cât de imens e. Ce urmează acum? Și vorbesc încet să nu deranjezi un cadru cu Humvee-ul ăla din distanță, care trebuie să vină blană, blană, încoace cu viteză. Și-s curios cum iese. Stau băieții cu camera, filmează. Uitați, pregătiți, Mircea în Humvee. Hai să vedem. 4, 6, cu 1, tras 1. Acțiune! Nu, uite aici am stat, am apărut ca și un animator sau ceva, fundal practic. A apărut și Suzy, Suzy mai importantă, acolo sunt băieții. Ori filmat, actori, fain frumos, uite mașinile, deci cam asta a fost cadru și de-abia aștept să-l văd așa cum o fi să fie la cinema, mai ales că e samurai, un fundal, deja și-o mări valoarea. Și ce mi se pare mie foarte interesant e, astea sunt niște microfoane pe care sunt băieți care le țin așa fain frumos, pe lângă asta toată lumea are lavaliere, Daniel e șeful pe sunet, salut, salut. El stă aici sub umbreluță frumos, numai un cocktail îi mai lipsește și are multe butoane. Foarte multe. Care e cea mai mare provocare la sunet? Să scoți un sunet cât mai curat, cât mai conturat, cât mai clar. Și Daniel e genul perfecționist, că l-am văzut, atent la fiecare detaliu. Dacă se aude un pic iarba pe jos, pune covor, știi, să nu se mai audă iarba pe jos. Dacă se aude o pasăre, zice, bă, trimite-ți pasărea aia acasă, sau e spot on, cum s-ar zice. Adevărat, adevărat. Nu? Da. Să iasă perfect. Trebuie să iasă perfect. Deci acum l-a ajut pe Daniel să care bumurile astea, bățurile astea și le-a întrebat cât costă. Și-o zis, unul de ăsta e 5.000 de euro. Deci aici țin 10.000 de euro așa în mână, vă dați seama? Cine știe cât e acolo? Nici nu vreau să întreb. Păi, dar mi-e rușine, că 5.000 de euro e un samurai. Deci, uite, aici e un samurai. Țin două samuraiuri în mână. Ce se întâmplă aici? Așa avem un fundal. E chiar un domn cu o pușcă reală. Sună tare, tare. Care o să tragă și o să sune tare, tare și pentru film. Deci chiar o să facă poc. Deci după ce o să zic acțiune, am înțeles. Aștepți câteva secunde și după aia. Motor. Speed. Merge. 4, 6 cu 6, tras 1. Stăm pe loc, liniște. Și sunt aici cu Vlad, care e vânător profesionist. Am apărut alături de el acolo în fundal. Salut. Vlad, ne arăți un pic arma, ne prezinți. Am și cartușul cu care o tras. Armă reală. E o carabină. Așa? Ce Browning calibru? 30.06, e un calibru comun. Și o folosești des? Nu știu, cum e? Doar la vânătoare. Doar la vânătoare. Din păcate, timpul nu-mi permite și... Dar echipament foarte fain, așa, uite, de sus până jos.
Așa trebuie să mergem la bunătoare. Chiar. Mi-aș lua un echipament de ăla numai pentru poze, uite ce bine arată. A, să vă arăt și cadrul cu Vlad. Foarte realistic. Și ăla mic e acolo, și eu acolo în fundal. Bine, pe ecran mare o să pare mai ok. 47 cu 5 tras 3. Stăm pe loc, e acțiune. Suntem aici cu, uitați-vă, în dreapta și în stânga. În dreapta e Mircea, rolul principal, și în stânga e regizorul. Directorul se zice acum. Director? Scuze. Deci, practic, e tata filmului și... Copilul filmului. Și mama filmului. Și mama filmului. Cum e? Nici nu știu ce să vă întreb. Aveți emoții? Nu mai am acum emoții. Deja e luna, e ziua a 12-a, 13-a, 15-a de filmare. A 15-a. Nici mai știu care zi de filmare, da. L-ai avut la început? La început, da. Primele 10 zile am fost super agitat. Așa? Acum m-am mai calmat. Acum ai agitat Mircea. Zice Andrei către mine. Dar ce calm e Cristi. Da, păi chiar mi se părea că... Vă faza că am renunțat. Aștept momentul în care te pui așa la cinema și te uiți. Da, numai, cred că nici atunci nu o să mă bucur prea mult, adică o să fie așa câteva ore în care să mă bucur și după aceea zic, na bun, următoarea chestie? Păi na, dacă te bucur câteva ore e foarte bine. Da. Deocamdată mă bucur în timp ce facem, mi se pare că iese ceva foarte fain. Mult peste așteptările mele și eu sunt critic, deci... Deci e tare. Filmările durează tot 12 ore pe zi, deci oamenii ăștia restă 12 ore pe zi de luni până sâmbătă. Ciocolată. Am descoperit ciocolată. Ăla e secretul, ciocolată? Da. Nu, și mi se pare greu să nu clachez, nu știu. Câteodată mai mult de 12 ore, câteodată. Și-s drujbe de câteodată, așa câteodată cum e asta. Drujbă, fiată, când apare o drujbă, apare un fir cărun la Cristi, știi? Sau un avion. Un avion, o salvare. Care strică sunetul. Am venit, am filmat aici, în cabana asta, spre trecută, și am zis, liniște perfectă, și am auzit lupii la un moment dat. Și lupii. Pentru că noi lucrăm cu cel mai bun om pe sunet, știi, cu înalt prea silențiosul Daniel. I-am luat și lui interviu. Care e înalt prea silențiosul Daniel. Nu poate să audă nimic, bă, nici musca nu trebuie să audă. Trebuie să calmăm muștele, știi? Ca să iasă sunetul bun. Și pe imagine parcă e la fel. Și știi care e faza tare? Că el zice, bă, nu pentru mine face sunetul, pentru filmul vostru. Și atunci te-o combinat. Te-o sabotat. În momentul ăla nu mai poți să mai zici nimic, adică nu poți să zici, bă, nu știu ce. Aia e. Da. Ne bucurăm că lucrăm cu profesioniști, deci asta era o glumă între paranteze, știi? Da. Eu apreciez că m-ați chemat și pe mine și am văzut că acum suntem la o locație în care îi pus ca un fel de cearșav negru. Ca să blocheze, să nu intre lumină, să pară noapte în interior. Deci, Mircea, vrei să ne prezinți un minut ce e acolo? Deci asta e un loc de filmare unde se întâmplă acțiunea. Deci ideea e că niște oameni au venit aici de acum 8 ore, numai ca să vină să pregătească tot setul ăsta, că noi, în momentul în care venim, să mai dureze numai vreo oră până să-i dăm play. Aici mimăm o masă și tare faza că cum e film și trebuie să existe racord, adică să se potrivească dintr-un cadru cu imaginea al cadru, o să mâncăm două jumări, după care stop! Refacem scena, iar punem jumările alea, știi? Dacă avem un pahar de apă, trebuie să fie aceeași cantitate de apă și în următoarea scenă. Mâncarea nelimitată. Da, da. Și, de exemplu, ieri am avut o scenă cu pâine cu pateu și cred că o franelă întreagă, am tot uns-o, știi? Da, deci tot, da, astăzi a fost o scenă cu pălincă. Da. Tot am băut. Deci, acolo, ce mi se pare mie fascinant e că, practic, asta e lumina de seară. Da, exact ca și cum ar fi lumina de la felinar afară, știi? Da, deci vă dați seama, acum poate nu se vede că n-au setările camerei noastre sunt diferite, dar practic aici o să fie un mare chef. Știu, le-ai zis oamenilor cum o să se numească filmul? Da, oamenii știu, adică află vineri, când postez eu un vlog, deci poți să zici tu. Mirciulică. Mirciulică, filmul se numește Mirciulică. Ce vreau să zic e că aici în setul ăsta probabil o să fie vreo 25 de oameni, adică numai esențialul, dar o să trebuie să fie doi oameni de la sunet, doi oameni de la imagine, unul care reglează focusul, fata la scenografie, regizorul și așa mai departe și tot timpul e foarte, foarte cald când filmăm în interior, transpiri, fata la machiaj trebuie să fie că una, două, e aiurea transpirația și e o provocare. Deci e mult mai greu decât un sketch. Îi pentru că vrei alt nivel de calitate. Nu, mai ai, multă baftă, ce să zic. Doamne ajută, asta ne bazăm și pe tine. La vlog. Și nu în ultimul rând, deci nu încheiem vlogul ăsta până nu vă mai prezint o mașină. Și un om fantastic. Ha, ha. Aoleo. Pe Cristi Ciui. Acum mă schimbăm. Era dezbrăcat. Aici, salut, salut. Asta salut, Andrei. Ce salut. Căutați aici? Le prezint la oameni Dubița. Caravana. Caravana. Din Pacoste. Actorilor. Și aici fii atent. Haideți să vedeți. Ia. Ușul de frigider, frumos. Aici se întâmplă magia. Se schimbă actorii sau se întâmplă nebuniile. Face mișto, de deci. Aici se schimbă actorii, aici m-am schimbat și eu astăzi în echipament frumos. Este și băiță portabilă, deci
Cristi, da. Responsabil de? Sunt location manager, printre altele. Și mai conduc și caravana asta. Location manager și conduc și caravana și am văzut eu că au făcut astăzi o grămadă. Deci, o grămadă de chestii. O grămadă, se ocupă de mâncare, de apă, de să fie vedetele bine, le face masaj de la. Hai că poți, hai, du-te acum și dă replica aia. Hai că poți, o să iasă un film bun, bun, știi, hai un fel de... Nu te simt, mai dă o dată. Psiholog, știi, adică cumva starea psihică a echipei depinde de el. Da. Ce să vă spun? E o experiență viața în caravană. Astăzi e a 15-a zi. În caravană? Dar aici dormi sau dormi acasă? Nu știu, avem și zile de 18 ore de filmare. Se doarme, se... Da, aici petrec mai mult timp decât acasă. Asta e casa lui acum, asta cu roț. Da, da, da. Nu vreau să mai văd caravană veci pururi în viața asta. Nu glumesc. Da, Cristi, mulțumim foarte cu mult. Cu mare drag. Mergem știu, că ne strigă lumea. Cu ceva, avem cafea jos. Fai. Da. Vă mulțumim pentru vizită, să mai veniți pe la noi. Să-mi ziceți de care om v-a plăcut cel mai mult. N-aveți voie să ziceți Mircea, că e ușor, ăla-i cheating. Trebuie să ziceți de care v-a plăcut, că am apărut astăzi mulți. Am prezentat o zi de filmare și cred că o să mai fac un vlog, că Mircea mai are o zi specială cu mașini de filmare. Poate mai filmăm și de acolo. Chiar e înfierbântată. Salut!